Și trebuie, ce, ca exemplu pozitiv zic, eu trebuie să mai faceți un copil. Ca așa, să vadă că încerci, nu se ieși din prima, dar mai... Podcast. Da, podcast. Stăm pe loc sau? Nu, plecăm și stăm acolo, dacă e. Și stăm în mers. Și stăm în mers. Încotro mergem? Păi mergem către unde ai tu treabă. Mergem spre unde am eu treabă. Ok, am înțeles. Unde am eu treabă și nu m-am pregătit pentru treaba aia. M-am oprit din dieta, din diverse motive. Așa. Și acum nu mă mai opresc. Evident. Evident. Dar trebuie să mă opresc. Nu mă opresc din mâncat. Nu mă opresc din mâncat, evident, asta zic. E bună mâncarea. Da, mâncarea e bună. Îmi place mâncarea în gură. Are avantajele ei. Are avantajele ei și are și dezavantaje. Dar, da. Nu știu ce trebuie. A văzut că să începem așa pe o notă pozitivă. Te rog. Am început oameni să comenteze legat de bicicliști în colanți. Băi, n-am văzut, am zis că nu m-am uitat la comentarii. A fost vreo două comentarii, trei. Aș vrea în primul rând să îmi susțin ce am zis, nu vreau să dau înapoi, doar să zic că poate am înțeles greșit, că este un podcast de entertainment, ce facem noi aici. Mă doare fix în pulă că poartă ei cu lanț când se dau cu bicicleta. Mi se pare doar mie stricător la cer că cineva să scoală dimineața pe frig, să îmbracă subțire și iese afară să facă efort, când poți să stai în casă, să bei o cafea și te uiți la televizor. Că era duminică dimineața, adică nici măcar nu era să zici că poți să-ți iei liber. Dar din nou, mie cel mai, lăsând asta la o parte, adică putem să revenim la specific, dar din nou, în general, o chestie, sunt mulți oameni care au impresia despre ei că sunt niște oameni deschiși. Exact, niște oameni exact, cu simțul atingi, umorului, până atingi punctul lor sensibil. Punctul lor sensibil, da. În momentul în care ai atins punctul lor sensibil și s-au regăsit în ceva ce tu critici, da. În momentul ăla s-a terminat. Exact. Și e clar că omul ăla nu era așa. Suntem foarte deschiși la minte cu lucrurile pe care nu ne interesează. Și lucrurile, da, de care nu ne interesează sau cu care suntem de acord că sunt așa. Da. Dar în momentul în care cineva este cu tot o altă părere care contravine, cumva. Sau care te critică, în momentul ăla s-a terminat open-mindedness-ul, care fix asta ar trebui să însemne. Asta ar trebui, da, să accepti alea care nu ești confortabil. Da, să accepti... Da. Nu care îți fac rău fizic sau o chestie de stilul ăsta, adică nu, clar că nu e vorba de asta. Nu. Da, așa. Și din nou, nici măcar nu era un punct de vedere, cum să spun, nu ne-am luat de colanți sau de ceva, nu mă interesează de colanți, foarte frumos să fie, să cumpere. Da, pur și simplu așa, sculat la dimineață mi se... Este împotriva firii. Omul nu-i făcut să scoale dimineața de vreme și să alerge în frig. De ce să faci asta? Că am făcut asta? Că nu-i făcut să se scoale dimineața de vreme, pot să spun din experiență. Plus asta. Mie e greu cu geaca pe mine. Exact. Bine, teoretic, bănesc unii o să susțină că colanții aia sunt foarte călduroși. Dar nu cred că pentru căldură sunt luați colanții. Că dacă vrei căldură, ți-i izmene și niște... pantalon îmblăniți. Este un echilibru între căldură probabil și confort și aerodinamicitate fizic. Și da, aia e, pentru aerodinamism. Sunt curios dacă e cineva care face asta fix pentru motivul ăsta, mi se pare absurd. Păi în cazul ăla n-ar trebui să spui o parașută în spate să ai cât mai mult aer să pună cât mai multă rezistență. Da, ca să știi? Ca, adică până la energie 10 metri, dar ai alergat ca lumea. Sau pur și simplu să te lupți un pic cu parașută, să încerci să pui la loc. Cred că te transpiri. Nu înțeleg, adică e greșit și științific din ce am citit eu în ultima vreme. Așa. Pentru că e total ineficient alergatul. E ineficient dacă obiectivul tău este să fii în formă și să fii sănătos, să arăți bine, e ineficient. Da. În primul rând dăunează clar articulațiilor, asta una la mână, și e prea mult timp pentru consumat calorii, adică... Da, poți să le consumi mult mai simplu. Poți să, adică high intensity interval training, da, ăla da, adică sprinturi cu pauze, sprint pauză, aia poți să înțeleg dacă despre asta e vorba. Dacă vrei să fii tu cu gândurile tare în natură, bă, te și meditează. Din nou. Dar da. Și ca tragem linie,
poate să te ducă. Eu n-am zis că n-ar trebui să mai ducă ei. Mi se pare doar revoltător că sunt unii oameni care fac asta. Da. Dar să ducă se, n-avem Da, bun, adică n-au nimic cu alți oameni care fac alte lucruri care sunt în general mai deranjante pentru alții și chiar să fiu. Da. Chiar să am o problemă cu oamenii încolanți? Da. Really? Deși s-ar putea să fie vina lor pentru tot ce se întâmplă în lume. E posibil. Eu zic că de asta e țara asta cum e. Da. Și e vina lor. E vina, clar. Care totuși e de înțeles față de alea trei femei care traversează strada alergând pe tocuri. Da, colanți, ok, mai alergi. Dar care tocul? Again. Ne-a învățat ceva evoluția până. Da, nu știu. Nu, mi se pare, știu cum mi se pare, mi se pare că tot ce facem este muncim pentru a ajunge cât mai departe cu a evolua cât mai mult din punct de vedere științific, să zicem, să descoperim, să inventăm lucruri, să găsim, să aflăm de ce se întâmplă lucrurile așa, ca să ne fie mai bine. E adevărat că e și setea de cunoaștere pentru mulți dintre noi, dar aplicarea a ceea ce învățăm, după ce setea de cunoaștere se stăvilește, da, așa, am mai citit un pic din textul dimineața, după aia, rezultatele acelei munci le aplicăm în viața asta de zi cu zi să ne facem viața mai ușoară. Nu? Și mai plăcută și mai aproape de ce ai face tu în mod natural atunci când, adică în mod natural vrei să stai, nu vrei să alergi. Nu, nu e natural pentru nimeni să alerge. Da, o să fie unii care zic că după aia, după ce alergi o vreme, îți intri în ritmul ăsta și vrei să alergi. Dacă n-alergi, nu-ți mai e bine. Dar la fel sunt și drogurile. Același principiu funcționează. O vreme după ce iei droguri, că tot nu e alergatul, ci e plăcerea din creier provocată de când te oprești din alergat, nu știu cum să zic. Aia mi se pare că... Da, bine, argumentul poate fi faptul că, într-adevăr, oamenii pe vremuri mergeau mult mai mult decât merg acum, decât lenepim noi acum. But did they? I think they kind of did. Mergeau ei sau mergeau caii de sub ei? Nu, mergeau ei, înainte de cai. Mergeau mult, pentru că aveau nevoie să umble după hrană și chestii de genul ăsta, să mai vâneze, să mai... Ce... Că nu existau de aia care le vreau pizza pe vremea aia, știi? Trebuia să alerge ei după pizza. Bărbații. Bărbații, da. Că da, pentru da, femei tot existau livratori de pizza, practic. Chiar da, dar chiar existau, doar că nu plăteau, nu erau cu bani, era cu altceva. Da, femeile mergeau și ele mult pe vremea aia, că mergeau să se fută cu alții. Crezi tu că mergeau sau veneau ăia la ele? Veneau, cât era prostul plecat asta din peșteră să vâneze asta pizza. Îi lăsa scris pe o frunză, vezi că mâine e plecat după brontozaur. Câte lucruri greșite într-o singură propoziție. Bă, îmi place că știu că e cineva care e ascultă și începe să aibă ticuri acum. Nu erau dinozauri când erau, Iisus și dinozaurii au complotat. Da. Da, da. Bă, relaxați-vă, chill. E o discuție pe care o avem pentru că ne distrăm când o avem de asta. Ne place să vorbim unul cu altul și să ne... Fluos, că asta este mare parte din nou am vorbit. Mare parte din comedie e... Adică... Da, e să contrazici status quo. Exact, și are o victimă. Și da, e un trend acum, dacă e să recunoști, e un trend cu alergatul. Da. Că, uite, din nou, eu am fost cu fiul cu la maraton. Ăștia. Cu fiul la maraton, ți-am povestit. Maraton, mi era pentru copii. Dar a fost foarte încântat. Când ești copil, da. Nu era colanții. Bă, dar când ești copil, da. Da. Este, și eu vorbeam și cu, și Dan îmi povestea, Ionescu. Zice, când eram mic, bă, și alergam peste tot, oriunde trebuia să mă duc, alergam non-stop. Și așa este, dacă stai să te gândești, când eram mai mic, bă, da, alergam. Nu mergeai, alergai. Alergai. Da. Dar mai mult, nu înțelegeam oamenii mari de ce nu alergă, ei de ce nu alergă. Că poți, ai abilitatea să alergi. Acum înțeleg de ce nu. Dar da. Bun, lăsând asta la o parte, aș vrea foarte scurt, nu vreau să intru deloc în niciun detaliu, că nu prea sunt detalii de intrat în ele, dar aș vrea doar să menționez că trebuia să fiu la Iași și n-am mai ajuns la Iași. Îmi pare rău pentru oamenii care așteptau să ne întâlnim acolo și cu care am zis că mă voi întâlni și n-am reușit.
fac tot posibilul să mă revanșez pentru ei și îmi pare rău și că n-am ajuns și pentru event, pentru oamenii de la event acolo, că n-am mai ajuns. Dar asta e, au intervenit niște probleme și ne vom revanșa în altă. Oricum n-avem nici spectacol, nu, Sergiu nu venea. Da. Da, da. Apropo, trebuie să-mi sunez niște cărți, să nu uit. Sunez. Așa, și domnicioara care a donat astăzi dimineața pe Patreon. Da. Este din Los Angeles. Din Los Angeles? Da, ce pentru tare. Că i-am trimis mesaj să-mi dea o adresă, să-i trimit stickerele. Și mi-a zis că e ok, că ea ne-a donat, că îi place foarte mult ce facem și că nu e din țară și că ar fi complicat. Și zic, bă, un plic trimitem oriunde. Am trimis, l-avem pe ăla din Israel, care... Da, da. Așa? Și zic, nu, e un plic cu niște stickere, ok? Și mi-a dat mesaj și din Los Angeles. Și mi s-a părut foarte... Foarte drăguț. Foarte drăguț. Și mulțumim frumos, mulțumim din nou tuturor oamenilor care ne sprijină, pentru că, din nou, contează. Suntem, acum scrie 200 și ceva, dar tipul ăla cu 100 încă n-a anulat. Deci bănuiesc că intră și ei în... Da, bănuiesc că nu, din ce am văzut eu încă nu s-a... Nu s-a actualizat, dar nu i-au luat bani încă. Da, da. Deci suntem undeva la 100 și ceva de dolari pe lună, care e bine. E bine pentru a ne acoperi cheltuielile cu el. O parte. O parte. Mă rog, oricum, mulțumim foarte mult, contează, da. Și chiar ți-am mai zis. Mi se pare că vorbim prea des de asta, hai să nu mai vorbim. Nu, a fost ocazia acum, da, da, de, da, da. Că vreau să zic de Los Angeles, mi s-a părut drăguț. Bun, mai vreau să vorbesc cu tine despre că am avut workshop-ul ăla de la Wacom cu de unde vin ideile, așa. Și ăsta de la ea și tot despre creativitate era și mi-am pregătit ceva acolo, așa, și am așa. O mică dezbatere de dezbătut. De dezbătut. Și anume legat de faptul că eu am spus în workshop-ul de la Wacom o chestie pe care noi am mai discutat-o și pe care cred că am discutat-o în contradictoriu de câteva ori. Așa. Și anume că tu ești prost și eu-s deștept. Ce părere ai de asta? Este discutabil, Toma, discutabil. E discutabil, nu? Păi de asta, da. De asta. Asta vreau să discutăm despre ea. Zi tu întâi și mă zic eu de ce nu. Nu, fii atent. Am zis acolo că oricine ar putea să ajungă la aceleași rezultate, cu unii cu mai multă muncă, unii cu mai puțină muncă. Da? Așa. Practic, ce ziceai tu la un moment dat, că nu există talent. Eu ziceam, ok, nu-i spunem talent, dar zic, unii au o oarecare ușurință în a face anumite lucruri. Se descurcă un pic mai bine de la început. Da. Și ajung mai repede la același rezultat, la care alții ajung după ani de zile de muncă. Da. Noi având și exemple concrete, eu, de exemplu, la desen m-am descurcat mai bine de la început decât alții, la stand-up mai prost la început decât alții. A durat mult mai mult decât alții să ajung. Adică mie am și pro și contra în același context. Contextul fiind eu. În același timp, suntem cu toții de acord și cred că ești de acord cu mine aici, că unii oameni sunt pur și simplu proști. În general, nu mă refer la ceva anume. Mă refer că sunt mai proști decât alții. Sunt pur și simplu nu pot să îi ducă, nu-i duce capul mai mult decât, nu? Adică Stephen Hawking e mai deștept decât noi toți. Noi bă, suntem... au lăsat și două comentarii acolo că nu e ok să facem oameni mișto de oameni cu colanți și tu repede îi faci proști. E adevărat că am prejudecat. Înțelegi la ce mă refer? La faptul că... Băi, mi se pare că și asta cu prostia. Bun, lăsăm excepțiile. Bun, excepțiile poate sună peiorativ, nu vreau să, poate nu proști. Poate nu proști e cuvântul, că la noi s-a împământit, dacă faci pe unul prost, e o insultă. Și nu adică nu asta e ruta pe care vreau să merg, nu vreau să... Poți să zici, dacă vrei să fii politically corect, că unii sunt mai deștepți decât alții. A, ok, deci Stephen Hawking, de exemplu, comparat cu noi, este mult mai deștept. Eu poate, sau tu, sau unul dintre noi, poate cu niște efort ar înțelege parțial ce vrea el să zică, nu tot, dar parțial din ce vrea să zică. Dar nu m-aș fi gândit eu să... Cam a putut. Înțelegi ce spun? Adică faptul că eu înțeleg nu mă face pe mine la fel de deștept ca el, nici pe departe, nici dacă aș înțelege tot ce a explicat el acolo. Dacă eu nu m-am gândit la asta de la bun început. Și asta e o chestie independentă de voința la omului. La urmă, și cât de deștept e Stephen Hawking? E adevărat și asta. Că dacă era deștept, nu era în pula mea acolo. Și rezolva problemele. Nu trebuie să gândea la stele, să gândea cum să exact. Meargă picioarele. Dar mă rog. Băi, știi care e faza? Că... O să vezi comentarii excepțiile... acum. Excepțiile... Am subscribe că Stephen Hawking... Excepțiile? Nu cred că poți să iei în considerare excepțiile. Adică, da...
Da, mă, dar stai un pic, că eu dau un exemplu extrem. Că sunt unii cu retard mental și sunt unii care... Dar nu e vorba de asta, că genii, Stephen adică... Hawking nu e echivalentul unui retard mental. E echivalentul unui retard mental la retard fizic, dacă vrei. Nu, dar zic că e opusul. Nu e, e o excepție. Nu e, nu mi se pare că e o anomalie. Mie mi se pare că e doar în vârful, adică e o zonă, o pantă, o curba lui Gauss, nu e o pantă dreaptă, dar e curba lui Gauss de distribuția inteligenței în populație. Așa. Și Stephen Hawking e la vârful. Unul care e handicapat mental nu e la baza acestei curbe, e sub, e dincolo de, e o anomalie. Mie nu mi se pare că Hawking e o anomalie. Eu îl consider ca ok, încununarea inteligenței la om. El e o anomalie. Ok, să zicem că e anomalie. Luăm un exemplu mai, mai concret, dar nu știu să-ți dau pe cineva mai, mai aproape. Deci, vrei cineva de la noi? What's your point? Care, my deci, point ce dezbatem noi aici? Ce dezbatem noi aici este faptul că noi considerăm că, ok, nu există talent și doar unii cu mai multă muncă sau mai puțină muncă ajung la același rezultat, dar pe de altă parte considerăm că unii oameni sunt mai proști decât alții din naștere, pur și simplu. Nu au abilitatea să... Unii oameni sunt mai deștepți decât alții din abilitate, din naștere. Și atunci, întrebarea mea e, nu e greșit oarecum standardul ăsta în care n-ar trebui să zicem, bă, dacă nu ești la decent, nu merge deloc și nu poți, oricâtă muncă ai face tu, nu o să ajungi la nivelul la care face ălaltul vreodată sau la umor, glume. Oricât ai depune tu munca, dacă unul este, pare the funny bone în el, nu o să poți niciodată să ajungi la nivelul ăla. Asta zic, întreb, deci dezbat. Nu, dar și asta mi se pare că chestiile genetice mi se pare că din nou funcționează foarte mult pentru excepții, pentru cazurile extreme. Altfel, avantajele pe cu care te naști, mi se pare că sunt niște chestii care se pot recupera foarte mult diferența din muncă. Eu așa cred, sau din educație, din tot contextul. Pentru că unii oameni pe care noi considerăm mai proști ar fi fost probabil la fel de deștepți sau mai deștepți decât noi dacă ar fi avut contextul nostru. Da, se poate și asta. Și se poate foarte bine să conteze extrem de mult despre ce ramură vorbim a dezvoltării. Exact. Pentru că umorul, de exemplu, e foarte greu de spus cineva care e mai amuzant decât altcineva. Pe când dacă faci fizică cuantică, poți să spui, da, îi dă rezultatul corect sau nu îi dă rezultatul corect. Dar la umor e, știi? E highly debatable. E foarte subiectivă treaba. Da, exact. Da. Și atunci e... Care e o chestie care se aplică, este, atingem un pic ce zicea Ken Robinson cu The Element, că practic unii oameni poate să fie foarte highly developed sau să aibă o înclinație spre chestii pe care încă nu le-au descoperit. Da. Dar influențați foarte mult de mediu, de stilul, nu sunt foarte mulți deep sea divers în Sahara. Mm-hmm. Că contextul îi forțează să nu, e greu de crezut că o să te duci în Sahara și o să descoperi, pardon, o să pleci din Sahara. Și o să descoperi ce trecere, nici n-am văzut. E dita mai camion, Duba. Da, și e ștearsă aia de pe jos. Da. Așa. Și atunci, de asta întreb, pentru că dar e clar că unii dintre, e o curbă, nu? Că curba de acolo a venit, asta măsoară. Era un loc acolo, da. Nu era. Nu știu ce să zic. Nici eu, că de aceea aduc aceste lucruri în discuție. Da, eu sunt de părere că ți-am zis, te naști cu oarește avantaje, dar dacă nu vorbim de excepții, de cazuri extreme, gen ori retardați mental, ori Stephen Hawking, care e un geniu, diferențele, diferența o va face contextul. O va face educația ta, oamenii din jurul tău și întâmplările, evenimentele de care ai noroc sau nu să te lovești în viață. Și tu doar mai puțin deștept. Pentru unii ca noi care judecă așa din depărtare, doar să pari prost, pentru că pur și simplu nu ai avut instrumentele necesare să ajungi. Da. Adică I'm the asshole, asta îmi spui? Mhm. Da. Eu zic că mulți oameni pe care noi considerăm proști și dă nu problema și pe ăla de prost, este doar pentru că a crescut în afară de excepția clară fiind Cristi Popescu, evident. Da. Adună problema și pe Cristi. Da, na. Da, eu așa cred. E foarte greu de... Cum să zic? Eu mă raportez imediat la chestia asta pe care o am cu desenul, știi? Și încerc să... Da, și asta cu desenul a ta, cât crezi că e innate ability?
Adică cu chestii care te-ai născut. Cât de mult e talent? Dude, mult, mi se pare, sincer. Nu cred. Cât ai desenat? Din totdeauna. Păi, asta zic. Da, da, am avut această dorință să desenez din totdeauna. Poate și asta e parte. Tu crezi că desenai bine când erai mic? Cred că desenam mai bine decât desenau alți copii de vârsta mea când eram mic. Ești sigur sau crezi? N-am de o să fiu sigur. E doar... Dacă tu crezi, poate să fie atâta, poate tu crezi că desenai mai bine. Doar pentru că părinții tăi au încurajat treaba asta. Da, Toma, desenezi bine. Mm-hmm. Știi? Și tu ai impresia că desenai bine, lucru care te-a încurajat să exersezi din ce în ce mai mult și, într-adevăr, ai ajuns să desenezi mai bine. E posibil. Da, da, eu, în primul rând, au fost și din exterior oameni care au remarcat chestia asta, cum ar fi învățătoarea mea din 1-4, care tot așa le-a zis alor mei, independent, fără să fie zis ai mie ceva, a remarcat că desenam altfel decât alții. Ești sigur că nu și-a luat bani ca să zic asta? Nici asta n-am de să știu. N-am de să știu, că după aia și-a luat o casă faină. Adică... There you go. Mă iubesc ai mie mult, asta vreau să zic. Cât ți-ai dea o casă unui necunoscut. Nu, ce vreau să spun este că tu presupui atunci că am fost într-un cerc, a fost o coincidență incredibilă în care toți oamenii din jurul meu, toți copiii, n-au fost la fel de încurajați de părinții lor. Da. Asta sau poate, pur și simplu, toți copiii din jurul tău s-a, contest a făcut ca ei să nu fie la fel de bun. Nu că tu erai o excepție, erai mult mai bun. Poate ei n-au fost mai buni. Lucru care ți-a dat curaj. Poate eu, acum eu aleg prost, da? Eu nu aleg extraordinar de bine sau foarte repede. Dar se întâmpla să ne mers în context cu 20 de copii care nu alergau foarte bine. Eu aș fi avut o impresie foarte bună despre alergatul meu și aș fi probabil mi-aș fi dedicat foarte mult timp chestiei astea, aș fi antrenat mai mult și aș fi ajuns să alerg destul de bine. Înțelegi? Adică e foarte mult luck, îți zic, e foarte mult context. Eu așa cred. Deci viața mea e minciună, îmi spui? Viața ta este o minciună absolută, Toma. Tu crezi că ești bun și te-ai născut bun la ceva, când de fapt nu este așa. De fapt, așa. Ai. Adică, ai faked it till I made it, fără să știu că I'm faking it. Exact. E foarte probabil. E, zici tu e că așa posibil e. Și probabil. E? Uite că și eu desenam bine. Da. Eu desenam bine pentru vârsta mea, desenam mai bine decât majoritatea celor din jur. Ce s-a întâmplat? Păi tu să-mi spui, nu știu ce s-a întâmplat, nu știu. Life happened. Da, aici... Că poate și aveam înclinația. Aici sunt de acord, aici eu am fost mai privilegiat decât tine. Aici da, eu am avut mai mult noroc cu life. Ne. Dar, da, e dificil de spus. E o dezbatere, nu știu. Dacă aveți păreri, ăsta e momentul. Pentru asta sunt comentariile. Acum chiar ar fi bune comentariile pentru YouTube. Să vă dați niște păreri acolo, să discutăm chestia asta. Pentru că mi se pare o discuție... E clar că n-am inventat-o noi, dar mi se pare o discuție foarte bună de avut în continuare. Pentru că oarecum influențează felul în care abordezi cum crești copiii care... apar acum, de acum încolo. Adică da. Îl încurajezi chiar dacă tu nu vezi ceva deosebit la ei, doar pentru că știi că asta poate să se ducă pe drumul ăla. Eu așa zice. Dar din nou... Deci depinde doar dacă îi place sau nu îi place. Și asta cu încurajatul. Mi se pare că nu trebuie să încurajezi rezultatul în ceea ce privește copiii. Bravo, asta tati, da, ce da, frumos! Clar. Clar, nu. Ai desenat, nu? Bravo, tati, că ai desenat, că ai încercat să desenezi, că fie că înțelegi. Tati, dar cum, dar-ți place desenul? Bravo că ai încercat. Bravo. La modul ăsta că foarte pare. Foarte bine că ai încercat. Dar-ți place? Mă, sunt mândru de tine că încerci și te străduiești. Dar-ți place sau nu? E foarte, mai încearcă și mai fă și altele. Pentru că asta contează. Nu contează cum arată, dar e frumos, dar nu contează. Nu contează dacă e frumos. Da. Dar eu sunt frumos... No, eu și mama ta am încercat, asta contează. E, cum să spun, din... Bă, și asta cu zi, vrei să zici ceva? Sau... Același lucru, am să zic cu alte cuvinte. Chestia asta că spui copiilor că you can do anything you want. Știi? E... Poți să reușești, nu poți să fii, adică nu poți să-ți garantezi că o să fii cel mai bun. Dar la majoritatea, na,
care, din nou, oferită de context, că nu poți să fii scuba diver în Sahara sau de genul ăsta. Majoritatea, mi se pare că sunt skill-uri care se pot învăța. Mai ales, da, e adevărat că sunt chestii, adică e foarte greu de spus cineva are talent la scuba diving. Că nu e o chestie naturală sau o chestie pe care au făcut-o oamenii vreodată, ca să zici că... Sau are talent la să fie mașinist la strung sau la excavator sau la... Că nu sunt, știi? Nu e, da, din istorie, genetic ne-a rămas de la oamenii din epoca de piatră care unul învârtea un buștear repede și alaltul încerca să-l... Cioplească. Da, nu poți să spui asta, adică e ceva inventat de oameni. E un... Da, mai dă-i în pula mea și pe... Da, ăștia. Mie mi se pare chestia asta cu... mi se pare că oamenii care sunt creativi. Așa. Pentru că sunt unii mai creativi decât alții. Asta este independent de ei. E tot, cum am spus, e un mușchi pe care îl exersezi. Și cu care, cu cât ești mai... lucrezi mai mult la a fi creativ și îți vin idei mai... Adică te chinui să-ți vină idei și scoți ideile din tine, intri într-un cerc vicios în care ți-e și mai ușor să scoți idei, ți-e și mai ușor să recunoști când vine o idee bună, pentru că ai trecut prin multe și deja ai început să-ți mai rafinezi un pic gustul. Și, dar în același timp, ideile îți vin de nicăieri, că altfel ar trebui să te gândești la ele înainte să-ți vină, cumva, știi? Cum zicea, mă întorc din nou la clasicul Sam Harris, care punea problema de unde vin, cum îți vine un gând în cap, cum îți vine? Că îți vine la un moment dat, nu poți să te gândești, vreau să-mi vină un gând și poate îți vine, dar de cele mai multe ori îți vin căcaturi în cap și nu poți să le controlezi, în mare parte a timpului. Ce îți vine în cap e un robin pe care nu poți să-l oprești cu căcat în cap care îți vine. Așa. Și asta zic, acolo e o... Poți să exersezi să pui un filtru acolo sau să știi să-l dai un pic mai încet sau un pic mai tare când trebuie, dar nu ai control pe ce iese pe el. Nu, da, adică poți să-l forțezi să aibă idei noi folosind tot felul de unelte. Nu că asta o idee nouă înseamnă o legătură nouă între două chestii care nu au fost legate. Cam asta înseamnă o idee nouă, nu? Și asta înseamnă, să zicem, a fire gap, o legătură între două idei. Și te forțezi, ok, merg în direcția aia să fire up in this direction, până în momentul în care atingi o chestie care este... Și întrebarea mea, să întoarcem înapoi la treaba aia. Tu crezi că chiar și în situația asta sunt... toți oamenii sunt egali, adică cu suficient exercițiu oricine poate avea o idee genială după niște standarde total subiective. Să zicem o idee revoluționară, o idee care să... un iPhone. Un exemplu prost, dar să zicem că... Eu sunt sigur că sunt oameni, nu știu dacă toată lumea, sunt sigur că sunt oameni care au avut idei geniale. Asta nu, au fost clar. Eu zic dacă toți, ar putea toți. Din nou, dacă nu includem excepțiile, s-ar putea ca majoritatea să poată avea... Da, dar nu cu aceeași cantitate de efort, nu? Adică măcar da, asta. Da, asta da, de efort sau de timp. Da. De efort sau de timp, adică unii chiar în același context să fie nevoie să depună mai mult efort și mai multă... Da, nu zic că nu există o diferență genetică, dar există o diferență minimă, atâta tot. Mm-hmm. Înțelegi? Care poate fi overcompensated cu muncă. Compensated, nu. Compensated, da. Atunci e posibil să mai intre alți factori în discuție, cum ar fi, poate unii pur și simplu nu au acest drive, poate unii cedează și, indiferent că e contextul potrivit sau nu, pur și simplu nu mai au energia necesară. Drive-ul ăsta din nou vine din educație. A insista pe o chestie vine din educație. Asta o înveți de la părinți, de la educator, de la... și așa mai departe. Bă, dar nu poți... Nu te naști o carte cu pagine albe. Ai ceva scris? Da, mă, da, hai, nu, bine, n-am zis că n-ai. Dar tu zici că e minim, minimorum. E ceva ce se poate, care, o diferență care poate fi acoperită de muncă. Ești animal, practic, dacă n-ai niciun contenit intrat în junglă, ești o maimuță. Da, degeaba ai tu talent. Și atunci primii cum? Noi cum am ajuns aici? Că cineva a trebuit să facă un efort. S-a nimerit contextul să fie potrivit. Deci sunt atât de multe... Da. Lucruri care se întâmplă și atâtea șanse să nimerești într-o familie când te naști. Poți să nimerești într-o familie bogată, într-o familie educată și ți-a nimerit ceva. Întrebarea mea era din epoca de piatră, din Neandertal, de când ne-am dat jos din copaci. Cum? Care a fost primul care a zis, bă, am obosit, dar mai desenez un pic pe pereți niște... Mai am un pic de cărbune. Nu știu ce mai fac nițel.
aproape am terminat, adică nu, nu poți las povestea în aer, a fost așa. Tot felul, probabil a fost, eu asta zic, o, o serie de greșeli optimizate. Și o greșeală... Că, adică, cred că e pur și simplu e statistic. E... Da. Could be, could be. Or it couldn't. Sau e cu totul altceva și greșim total. Sau poate Dumnezeu. Dumnezeu, Dumnezeu ți-a dat har. Bă, uite, vezi, dacă Dumnezeu ziceam har. Dumnezeu, terminam, că de jumătate de oră asta vorbim. Ziceam Dumnezeu, era gata, cât dura? 10 secunde. Har de la Dumnezeu. Har de la Dumnezeu. Cât a fost? Omul de unde a apărut? L-a făcut Dumnezeu. Scrie, e o carte. Ia și citește. Ai aflat acolo tot. Hai. Și gata. Da. Păi, în momentul ăla, ce mai te mai chinui? După aia îți rămâne suficient timp să faci nimic în rest. Deși e și mai liniștit, să știi, psihologic vorbind, dacă nu crezi chestia asta sau nu ești oarecum adeptul nu să crezi, dar să-ți pui problemele astea pe care le-am pus noi acum, dacă te încerci desenezi și nu-ți iese și zici, bă, eu n-am terminat la desen, n-am ce să fac. Că dacă n-am asta talent... mă chinui foarte tare să-l văd pe filme, că zice că nu desenez, că nu mă pricep. Tocmai taia, adică... Și am început foarte mult să fac chestia pe care mi-ai zis-o tu, cu să mă vadă că nu-mi iese din prima. Și îl observ, e vizibil că are tendința să încerce mai mult, că mă vede pe mine că nici nu reușesc din prima. Este da, păi divizibil. Da, e un... Era destul de common sense dacă era să... Exact, dar până nu dar pune până cineva... Nu... Da, o pune într-o frază scurtă să o înțelegi. Da, a fost o discuție într-un podcast mai vechi, dacă n-ați văzut, în care spuneam că e mult mai benefic pentru copii să te vadă că încerci de mai multe ori o chestie și nu ți iese din prima, decât să te vadă că ți-a ieșit din prima și gata. Pentru că în momentul în care ție ți iese din prima și lui nu iese din prima, el se renunță. Frustrează, se da. Frustrează că înseamnă că el nu se pricepe. Practic vede exemplu, vede pe tine că și tu, deși nu ți iese, mai încerci, nu ți iese, mai încerci. Și zice ok, înseamnă că, na, că asta așa e viața, se face. Asta da. E viața. Deci trebuie, ca exemplu pozitiv zic eu, trebuie să mai faceți un copil. Ca așa. Să vadă că încerci, nu ți ieși din prima, dar mai... Nu te lași. Da, trebuie da, să iasă da, unul, da, trebuie da, să iasă da, cum da, trebuie. Da, da, da. Probabil a citit și Costel studiul ăsta. Nu, pe Costel trebuie să-l avem aici ca să avem o discuție cu el, că e prea, e prea da. Departe ce crede el ca să ne dăm cu presupusul. E foarte haotic. Da, trebuie să mai invităm și pe Costel. O să mai invităm și pe Costel, în moment dat. Da, așa. Zi. Cred că mai avem un știaț că notat. Mai avem un știaț că notat. Eu nu știu dacă e notat acolo, s-ar putea să mi-l fi salvat eu în Reddit. Până atunci, noi avem spectacol duminică în Club 99. Eu o să fiu și azi și mâine, adică vineri, sâmbătă, în 99. Am ratat podcastul de ieri, tocmai pentru că eu trebuia să plecăm la Iași. Miercuri seara am tras show, adică miercuri toată ziua. Am fost cu prima filmare din nou sezon am de show de seară. În focuri, cu repetiții, cizelat, da. Scos glume, schimbat glume care mi se par proaste. Dar și ne-am mâncat... Ne-am dezborțit destul de greu, mi se pare, cu primul episod. Nici nu am mai făcut de multă vreme. Da. Adică, băi, se simte... La stand-up se simte care e o chestie simplă. Da. La nivelul la care o facem noi e destul de simplu. Și totuși se simte, dacă nu faci două săptămâni... Da, da, da. Simți... Da, pe show de seară care n-a mai fost făcut de niște luni de zile. Și în care e o echipă mare, depinzi de mulți oameni, avem regizor nou, acum a fost... Dita mai orchestra de... Da, da, da. Da, na. Extrem de complicat. De complicat, dar și foarte plăcut. Mi-a place să fac căcatul ăsta. Așa, două chestii. Unul este în Life Pro Tips, că sunt abonat și la ăla. Așa. Care sunt tot felul de idei interesante. Și altul este asta cu Today I Learned. Așa, o să începem cu Today I Learned, care este știațcăul nostru. Care zice așa, când Plato a dat definiția omului, a zis că omul este un biped fără pene. Ei tot încercau să descopere lumea pe vremea aia, gânditori ăștia din antichitate. Și el a zis și să dea o definiție cât mai generică, dar cât mai clară și mai scurtă, știi, să acopere. Și a zis că e featherless bipeds, asta sunt oamenii. Practic că ei încă nu făcuseră diviziunea asta între mamifere și vertebrate și tot așa. Așa. Și un altul, Diogenes, despre care nu prea știu mare lucru, nu știu cine e.
A luat o găină, i-a scoase toate penele și a dus, a venit la Plato și a dus găina fără pene și a zis: "Behold, I have brought you a man." Că e featherless biped. Și atunci a schimbat definiția și a zis că este a featherless biped cu unghii late. Asta au adăugat ca să... Asta au adăugat? Asta am înțeles? Da, ca să facă... Deci n-au schimbat definiția de featherless biped, dar e featherless biped cu unghii late. Ca să excludă găina, nu ca să definească omul mai bine. Știi, asta mi s-a părut foarte funny. Și recomand, uite, asta ar fi o recomandare bună, Dialogurile lui Plato. E o carte foarte faină, pentru că e interesantă, pentru că sunt discuții între Plato și diversi alții, în care ridică diverse probleme din astea, de etică sau probleme de filozofie sau simplu, și le discută în contradictoriu cu altcineva. Și ce mi s-a părut cel mai fascinant când am citit dialogurile a fost faptul că nu are el întotdeauna dreptate. Uneori discută anumite chestii și ajung ori la concluzia că e așa cum a zis unul din ei, ori unul, ori celălalt, ori ajung la concluzia, nu avem cum să știm asta, asta nu avem cum să o decidem aici. Și să încheie așa. Și eu nu știu dacă ele sunt, dialogurile astea au fost toate real purtate de el sau unele au fost inventate, asta nu știu. E posibil să se știe și să n-am eu informația asta, dar recomandarea e... E, și s-ar putea să fie gratis pe Google Books sau sigur se găsește. Life Pro Tip-ul este pentru oamenii care au copii care sunt deja la școală sau chiar la grădiniță, dar la școală e Pro Tip-ul. Și zice să te joci cu ei, cu copiii când ești acasă, să te joci de la școala și să-l lași pe el să joace rolul profesorului, ca să vezi în ce mediu e el la școală, pentru că el o să-ți facă roleplay, o să fie inspirat sau influențat de cum se comportă profesorul cu el, cum se poartă și ce... Știi, și e felul ăsta că fără să-l întrebi, că poate nu își zice sau ți-e frică sau nu crede că e anormal să-ți zică ceva. Și vă și jucați și îți vezi în felul ăsta, you get a sense. E posibil să funcționeze, posibil să nu funcționeze, că poate să facă fix opusul, ceea ce și-ar dori să se întâmple. Se poate și asta. Știi? Da. Nu e... E de discutat, poate mai mult acolo, dezbătut în articol, nu sunt sigur. Dar mi s-a părut interesantă ideea asta, care poate fi aplicată și în alte cazuri. Știi, să te joci de a doctor neapărat, că ești și tu acolo de obicei cu doctorul cu el. Dar, nu știu, dacă îl lași cu părinții unuia dintre voi și după aia vă jucați de-a părinții sau ceva, ca să vedeți de-a casa, de-a, nu știu. Zic, mi s-a părut toată chestia asta de a aborda prin intermediul jocului, mi s-a părut interesantă ideea de acolo. Vreau să mai zic și eu ceva, e o chestie pe care vreau să o lămuresc. Aș vrea să o lămurim, omenirea, România, să se așeze odată să lămurească problema asta. Să lămurim problema cu următoarea. Spre exemplu, eram într-un Taxify și îmi zice, fac dreapta la următoarea? Și am zis da. Și n-a făcut. Și am zis, n-ai zis că faci dreapta la următoarea? Păi da. Nu la asta, la următoarea. Înțelegi? Da. Și nu e prima dată când mi se întâmplă. Mie e destul de clar. Pentru mine prima și următoarea sunt același lucru. Pentru alții nu. Prima e prima, următoarea e cealaltă. După prima. După prima. Nu. Dacă vrei să te referi la următoarea ca fiind... Și mie mi s-ar părea normal. Da, trebuie să zici următoarea după asta. Sau, adică trebuie să mai adaugi ceva la următoarea. Nu mi se pare că poți să zici. Da. Pentru că e aia, următoarea înseamnă aia care urmează. Da. Și care urmează e prima. Îi presupun că prima ar fi deja aici. Adică asta e doar o confuzie dacă ești fix în dreptul ei când întrebi asta. Dar nu eram. Nu, atunci nu. E clar. Prima și următoarea sunt același lucru. Eu așa zic. Da, mulți oameni se pare că nu sunt de acord. Mulți oameni, unii oameni. Cred că-s curios. Scrieți în comentarii. Care, cum... Mai zic că orice om logic așa ar zice, ca noi. Da, da, e și o chestie nouă. Nu e neapărat de logică, e chestie de obișnuință. Că eu, de exemplu, aveam eu aia cu tricou și cu bluză. La mine asta e bluză și tricou era așa.
cu mânecă lungă. Fuck, te-ați duceți wrong. Știu, am învățat formă, adică mi-am schimbat încet încet chestia asta. Dar la mine în casă, când eram mic, nu neapărat am fost învățat așa, dar ca așa să mai vând, adică bluză era bluză. Nu conta orice fel de cum arată, că e cu mânecă lungă sau cu mânecă scurtă. Știi, nu cred că a fost tricou de la început, cred că a fost mai mult bluză multă vreme. Uh-huh. Și pe aia tricou iarăși era... Nu mai știu, nu mi-aduc aminte exact cum a început, că n-a fost un început brusc la el. Dar eu așa știu eu. Deci la mine, pentru mine, asta era o bluză și un tricou era așa, era ce-mi pun peste bluză. Da, acum știu. Așa să gândești și Superman, că pantaloni sunt ăia aici, până aici. Da, până aici, da. Păi și da, pe... Și atunci pot să înțeleg, poate să fie chestia asta în care oamenii pur și simplu nu gândesc neapărat, nu analizează ce înseamnă. Da. Așa, pentru că poate n-au un podcast. Da. Și altfel, cred că mai sunt lucruri din astea care îți rămân, ce-am zis, nedezbătute de nimeni. Uh-huh. Mi se pare foarte, foarte fascinantă chestia cu culorile. Pentru că m-am certat cu multă lume pe nume de-astea, de nuanțe. Ce e, cum ați avut și voi, care e fucsia, care e ciclam, care e turcoaz, care e cu mulți oameni, mai mult cu fete. Turcoazul e o problemă. Deci m-am cer... Cel mai des. Știi, deci, și știi care e problema cea mai mare? Pentru că le descrii cu cuvintele astea care sunt niște descrieri foarte subiective. Nu sunt descrieri cantitative, să-ți spună cât roșu, cât galben, cât albastru, cât verde, cât ce e în el acolo, ca să știi. Sunt descrieri așa, generice de culori turcoaz. Și atunci turcoazul, ce ai învățat tu la tine în familie, ce credeau ai tăi că e turcoaz, că li s-a părut și lor că e turcoaz. Și atunci asta aici așa încercam să opresc discuția. Nu. E albastru, că roșu, verde și albastru sunt pure, le luăm din lumină, le împărțim lumina și le găsim. E albastru și are și niște verde în el. Hai să zicem așa. Că și turcoaz, poate fi foarte mult între verde și albastru. Poți să vezi care albastru în el un pic, poți să sau verde un pic în el, vezi. Și atunci îi spunem eu albastru cu mai mult sau mai puțin verde. Și la roz se mai întâmplă, că sunt oameni care zic că e portocaliu ăla, că mai zic la somon. Se întâmplă. Unii văd portocaliu. Eu am mai avut discuția asta că e... Acolo și depinde, că nu-i tot somonul la fel. Unii sunt mai. Când e crud, e portocaliu. Când e crud. Dar când îl gătești, se face roz. Și atunci de-aia poate să apară... Ce fel de somon? Trebuie să întreb. Ia, e crud sau gătit? Crud sau gătit. Sunt lucruri. Hai să mergem, că trebuie să mă pregătesc și eu. Hai să mergem. De spectacol avem acum duminică în 99 în București. Săptămâna, nu, asta următoarea. Nu asta, următoarea, următoarea. Da. Scuze, m-am pierdut deja. Așa? Pe 10. Pe 10 noiembrie suntem la Fisc. La Cluj. Fisc, Cluj. În aceeași seară cred că suntem și la Florești, la da, un loc din Florești și e posibil după aia Timișoara? E posibil, dar nu știu e ce sigur. A făcut. Trebuie să vorbim, așa să aflăm. Așa nu știu ce a făcut. S-a vehiculat. Această... Vedem dacă se da confirmă. Și vreau să mai amintim de luni acum, pe 31, marți, luni sau marți, luni? Pe 31. 31. În Club 99 este un spectacol caritabil, uh-huh, cu foarte mulți comedianți invitați. Banii strânși de acolo vor fi și, pardon, banii din bilete și va fi și, cred, și o licitație, ca de obicei, cu lucruri. Toți banii se vor duce la Spitalul de Arș de la Cluj. Deci dacă sunteți din București, veniți acolo și... plătiți și voi măcar un bilet sau poate chiar cumpărați ceva fain. O să fie lucruri faine, de obicei sunt și chestii foarte personalizate, adică sunt tablouri pictate de oameni, sunt, nu se ia de la Mega și o să punem un link la cine îl organizează și mai multe detalii, că e un event, mi se pare, pe Facebook. Deci veniți acolo, ne-ar ajuta foarte mult ca noi o facem treaba asta, dacă am putea face și mai mult. Deocamdată asta e minimul pe care îl putem face. Și ne-ar plăcea să vedem sala plină. O să fie. Pe 31. Da. Și cred că mai era ceva și am uitat. E ok. Că okay? Eu mă grăbesc. Ok, bine. Asta e atunci. Nu uitați de toate lucrurile și link-uri și tot.